Deci, imediat cum s-a terminat povestea, deci, stați așa că vă zic acum. Frumoasă albă ca zăpada, în calitate de prințesă, ne cheamă pentru prima dată la conferința ei de presă. Căci lumea întreagă vrea să știe cum a fost traiul cu piticii acolo în sălbăticie, fără coafor, fără servicii. Hai, fată, zinele, strigau cu coanele, ce se întâmpla când se întorceau din mină când veneau, ce se întâmpla când se întorceau din mină când veneau. Televiziuni în sală, radiouri, ziare, berechet și cunoscute în capitală, reviste pentru cuconet. Curg întrebările în valuri, se cer detalii palpitante, ce mai se caută scandaluri și amănunte mai picante. Hai, fată, zinele, strigau cu coanele, ce se întâmpla când se întorceau din mină când veneau, ce se întâmpla când se întorceau, hai, zine, ce-ți făceau. Pe care o reproduc aici, a zis așa, făcut-au față, că erau șapte, dar pitici. Răspunsul fetei de zăpadă s-a strecurat așa prin șoapte, lăsând roșeața să se vadă, le-a zis, deci erau pitici, dar erau șapte. Deci, nu știu dacă mă înțelegeți, asta e treaba, adică erau băieți buni ei așa, ce să vă zic acum, asta e, deci...